Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Băi, hai să vedem ce emote am primit de la Supercell. Ne-am creat acea echipă de Fantasy Royale Team și ar trebui să primim noul emote. Hai să vedem. Da, ne-a intrat în tech și arată cam așa. Băi, destul de șmecher. O să-l pun aici în primele și cred că o să-l înlocuim pe acesta. Bun. Hai să deschidem și chesturile. Mai întâi o să donăm și o să cerem și noi o carte singura pe care o mai putem cere, acest Electro Spirit. Ok. Bun. Deci începem cu aceste silver chesturi. Am avut acolo Electro Wizard-ul, Electro Spirit-ul. Hai să vedem și Magical Chest-ul. Avem 1500 de gold, Inferno Tower, Skeleton Barrel, Ice Spirit, Tombstone, Electro Spirit, Wizard și Gărzi. Bun. 400 cu 200-600 de Star Points și am depășit de mult 10.000. Ok, o să dăm și un match în arenă, dar hai să mai... să deschidem și... Crown chesturile s-au strâns destul de multe. Hai să trecem repede. Am avut acolo 3 gemuri. Mipeca, un Goblin Giant. Încă 2 gemuri și un Hunter. Da, o să zic doar epicele. 2 gemuri și nicio epică. Ok, încă unul. Hai să vedem. 2 gemuri din nou. Asta bot și aici, fără epică. Din nou 2 gemuri. Avem gărzi și okay, Valkyra. Hai să vedem și în ultimul, avem 3 gemuri și X-Bow. Bun. Hai să-i dăm drumul cu un meci de 1-1, pentru că avem nevoie de un chest de 3 ore. Și sperăm să obținem victoria din prima. Începem cu arcașele. Hai să vedem. Ok, trimitem și mini P.K.A. Să dau rachetă pe acea muschetiră. Ok. Să punem din nou Valkyra. Pus-o barbarii. Hai să punem Tesla să ne apărăm. Ok, o să meargă pe building-uri. Trimite trupe pe noi. Oricum, de Goblin Gang de Goblin se ocupă Tesla. Dar ar trebui totuși să mai punem ceva. Hai să trimitem mini P.K.A.-ul. Pe partea stângă și pe dreapta un trimite... Ok, am pus Valkyra. Băi, și destul de greu. Are un push foarte bun. Să dăm săgețile pe trupele din stânga. Oricum am luat foarte mult damage. Ne-am luat foarte mult damage. Pierdem turnul din dreapta. Și, băi, sincer, nu cred că putem să revenim în match, pentru că are de cu... Na, nu ne potrivim la decuri. Hai să vedem. Da, nu știu, am greșit-o mult în acest match. Pierdem probabil și al doilea turn.
Și mai sunt 10 secunde din acest match. Și vom încerca din nou. Bun. O să jucăm tot în meci de 1-1. Vreau să obținem victoria. Hai să țin repede drumul. Da, am avut ghinion meciul trecut. A avut foarte multe trupe. Așa, cum jucăm cu un jucător de level 12? Asta ar putea fi... bine, ar putea fi și rău. Tesla. Stau și un Eros aici pe Minions. Nu cred că va ajunge Valkyra, ba da, reușim un hit acolo. Și începem din nou cu... să vin cu arcașele, probabil. Dar mai bine așteptăm să avem elixirul pe full. Ok, hai să scăpăm de acea pompă. Hai și vom muta atacul pe partea dreaptă, pentru că am reușit damage mai mare. Dacă targetează pe turn, arcașa. Și Tesla. Ah, din păcate nu ajunge la Flying Machine. Este nevoie să dăm un Eros acolo. Ok, a pus golemul. Dar ar trebui să ne descurcăm cu mini P.E.K.K.A. Să avem și Valkyra în curând. Deci n-ar trebui să ne pună probleme. Dar cu siguranță va reuși ceva damage pe turn. Scăpăm acolo de Baby Dragon. Bun, mini P.E.K.K.A. schimbă targetul și aproape scoatem acel Lumberjack. Hai să vedem. Trimitem Pogu în Valkyra cu arcaș în spate și ar trebui să se dăm ceva damage. Dăm și un freeze. Da, încă un hit și match-ul e ca și câștigat. Trimitem Pogul. Asta mai bine dăm direct rachetă și ar trebui să obținem victoria. Bun. Ok. Avem un silver chest. Deschidem și haideți acum să dăm și câteva meciuri în... De fapt nu, că la War am tot jucat. Hai să jucăm în Fantasy Royale Challenge. Încă n-am apucat să-l testăm. Și vom da și aici câteva meciuri. Hai să vedem. Bun. Începem cu... Hai să vedem. Punem Ice Golem în spate. Trimitem și Ice Spirit-ul. Un Dark Goblin și vom pune... Letonii acolo. Trimitem și Wallbreaker și ok. Băi, am ieșit destul de bine până acum.
și ai spiritul aici. Punem scheletonii pe Magic Archer. Încă avem avantaj. Avem aproape 1000 de hit points în fața lui. Și trebuie să ne păstrăm acest avantaj. Să încep cu Darts Cabin aici. Și punem și peții. Da, nu prea. Băi, foarte greu acest deck. Sincer, nu mi-a plăcut deloc. Poate reușim totuși să revenim în match. Este un Wall Breaker și plus miner. Aproape am scos turnul din dreapta. Și ne-am luat damage destul de mult pe... pe turnul din centru. Trimitem aici minerul. Și ne-a rupt acel cannon. Acel cannon cart. Da, mai mult ca sigur vom pierde acest match. Da, și aici se termină primul match. Băi, un match destul de interesant. Foarte, foarte greu cu acest deck. Poate fim noroc la ceva mai bun în următorul meci. Hai să vedem. Ok, arată mai bine. Începem cu Cannon Cartu. Dăm aici un barrel. Trimite și bandita. Aș fi preferat să se ducă bandita pe... pe acei scheletoni. În fine, nu mai contează. Oh, și deja a renunțat. Ce veste bună. Rămânem oricum precauți. Trimitem Ghost-ul. Trimitem nou Cannon Cart-ul. Și hai să-i băgăm... Magic Archer în spate. Scăpăm de turnul din dreapta. Și n-ar mai trebui să ne facem probleme. Bun, avem prima victorie din acest challenge. Și haideți să mai dăm un match totuși. Să înclinăm puțin balanța, să avem două victorii și o singură înfrângere. Da, și următorii ori avem 2000 de gold. Destul de bine. Hai să mai dăm drumul. Băi, sper să avem din nou noroc de un deck bun. Pare ok. Pare ok acesta. Începem cu Baby Dragon-ul. Da, nu știu ce a pus acolo... bomberul. Se pune Fisherman-ul. Punem un Electron în spate. Ok, și vom... trimitem Royal Giant-ul în față. Stancheze trupele.
Să vedem, se va duce Fisherman-ul. Din nou se duce pe turn. Și ar trebui să... să obținem victoria și în acest, și în acest match. Hai să vedem, o să fie o luptă între, între Baby Dragon. Bun. El Spiritul ajută acolo un pic Electro Wizard-ul. Hai să dăm și un barrel aici. Un Barbarian Barrel. Bun. Da, mai e un minut și 20 de secunde din, din acest match. Și cred că victoria este aproape. Și cred că un... un Lightning va rezolva meciul. Să vedem, un singur hit mai aveam nevoie acolo pentru, pentru a obține victoria. Hai să vedem, mai dăm aici un Goblin Barrel. Trimitem Hell Spirit-ul în, pe turn. Și dăm un final Lightning Chest-ul, care ne aduce victoria, un trick round bine meritat. De fapt a jucat el prost, de ce să ne, să ne luăm laude degeaba. Bun, ne luăm și reward-ul de 2000 de gold. Ok, și înainte de a termina, haideți să mai maxăm o carte. Și am văzut data trecută că mai avem două comune. Păi hai să facem Ice Spirit-ul, îl ducem la nivel maxim, după care hai să mai creștem cu un level și Electro Spirit-ul, îl ducem și pe la level 11 și acum toate cărțile sunt peste level 11, sau level 11. Bun, putem să facem și o nouă carte Golden, hai să vedem, o să luăm... hai să luăm, nu știu, hai să luăm mai spiritul. Bun. Ok. Păi și avem în shop două oferte bune. Două oferte destul de interesante, pentru că vin la pachet cu cât un emote. Și cea din stânga mi se pare foarte, foarte șmecheră. Special emote-ul. Și haideți să o, să o cumpărăm. Stăm 350 de gemuri. Deschidem acest Giant Chest, care ne aduce și el gold și, și Star Points. Și avem un, un nou emote în, în deck. Hai să-l vedem cum arată. Foarte șmecher. Și hai să-l și folosim. O să-l băgăm în locul... cred că în locul mini pack-ului. Foarte interesant. Bun, cam atât cu, cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Everything changes.